Salut, raci! Voi face citirea pentru săptămâna 22 mai, 28 mai. O săptămână, să zicem, mai liniștită, cu soarele în gemeni, este în casa voastră a 12-a, cu câteva aspecte benefice, cu Jupiter, cu Marte și, bineînțeles, cu Mercur. Să vedem ce se întâmplă în această săptămână pentru voi, racii. Nu uitați că veți primi horoscopul. Trei de spade. Aveți o trădare, o persoană care vă trădează, deci așa veți percepe voi această situație în această săptămână. Vom vedea mai departe ce va urma în această săptămână, ce aspecte importante veți avea. Haideți să vedem. În afară de această nemulțumire, trădarea. Sunteți magicieni în ceea ce privește un as de cupe, fericirea voastră și optul de bâte. Deci, magicianul, Mercur, arată că voi știți să vă protejați un scop și să urmăriți un scop până la capăt. Sunteți capabili de orice. Sunteți capabili de a vă folosi gândirea, ideile, sentimentele, creativitatea, relațiile, energia, vitalitatea și, bineînțeles, bagheta magică, manipulând situații sau persoane pentru a vă atinge acest scop. Deci, Mercur, care este în mers direct acum, în această săptămână, dar este și regele, este zeul hoților, da? Protectorul hoților. Și, bineînțeles, asul de cupe. Asul de cupe arată iubirea pe care o arătați față de o persoană. Revărsați această iubire, poate în creativitatea voastră, poate în educație, poate în relația cu o persoană, într-o iubire. Voi sunteți foarte atașați de această persoană, să zicem, și arătați această iubire. În schimb, în cunoaștere, în călătorii, veți comunica la distanță sau primiți răspunsuri de la distanță. Poate să fie și acest aspectul, să primiți ceva de la distanță. În ceea ce privește optul de monede, optul de monede este în aspectul resurselor voastre, unde aveți o contestare. Cineva vă contestă ceva, vă contestă un bun care, am putea spune, l-ați căpătat prin munca voastră, l-ați primit, l-ați făcut prin munca voastră. Acest opt de monede este un aspect unde am putea spune că orice încercare de a demonstra această contestare este cam inutilă, fiindcă aceste persoane, oricum cei care vă contestă munca voastră, o vor face în continuare. La locul de muncă, împărăteasa, este totuși Venus, este mica benefică, avem aici semnul lui Venus. Venus este în rac și ea ocrotește, dar întotdeauna vă spune doriți-vă ce e posibil, fiindcă este deja îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția celorlalți. Deci, Venus, fiind în rac, vă protejează. Ea, bineînțeles că și ea va avea niște aspecte cu
celelalte planete, le veți vedea la horoscop. În schimb, cariera voastră, s-ar părea că menirea voastră are un blocaj. Dar acest blocaj, puteți să ieșiți din acest blocaj numai prin efortul vostru. Să vă doriți ce este corect, dreptatea, adevărul, și atunci veți reuși să deblocați o situație, să ieșiți din această blocaj. Comunicarea, contractele și relațiile. În această comunicare cu frați, surori, veri, verișoare, vecini, voi sunteți în așteptarea fericirii. Un 4 de cupe. Aveți 3 cupe în fața voastră pline și așteptați să vină un norișor, divinitatea, să vă aducă cupa plină cu fericire. Fie că așteptați un copil, fie că așteptați o iubire, așa cum aveți și asul de cupe la iubire. Deci este ceva care, unde voi așteptați, sunteți în așteptare, dar nu înseamnă că veți primi. Și bineînțeles, 7 de cupe. 7 de cupe arată întotdeauna iluzii. Fie că e vorba de căsătorie, fie că este vorba de un contract, de o asociere, de un proces, voi v-ați făcut mari iluzii despre ceva, vă amăgiți. Este un fel de fata morgana după care alergați. Și un as de bâte în relația cu prietenii, s-ar părea că veți începe ceva nou, o relație nouă, un proiect nou, unde depuneți foarte multă energie și vă doriți să vă atingeți scopurile. Familie, cămin, schimbare, transformare și sacrificiul. Am putea spune că legat de familie aveți o arcană foarte bună, lumea, care arată o schimbare pentru voi. Veți schimba sentimente, idei, gândire, creativitate, iubire, relații. Totul depinde de voința voastră. Este un talisman al norocului. Acest talisman al norocului arată și o protecție. Acest cerc, care reprezintă de fapt o protecție divină, este benefic pentru voi în familie, orice ați încerca să faceți. Deci este o schimbare a voastră totală în cadrul familiei. În schimb, schimbarea, transformarea vă este adusă și de o regină de bâte. Vorbim de o femeie cu ascendent, zodie sau lună plină în leu. O femeie energică, hotărâtă, o femeie care totuși impune foarte mult, o femeie care poate să lupte pentru dreptate, pentru adevăr, dar așa cum consideră ea. Este energică, hotărâtă, virtuoasă, dar să știți că poate să fie o rivală pentru voi. Dacă sunteți femei, dacă sunteți bărbați, s-ar putea să fie o femeie care arată că ar vrea să vă ajute, să vă susțină într-o problemă, o regină de bâte. Deci aici apare schimbarea. Poate că ea va aduce această schimbare și voi veți resimți această schimbare în familie, fiindcă voi o veți aplica în familie. Optul de spade arată că veți primi o veste, o veste la care trebuia să vă așteptați. Dar am putea spune că într-un fel sau altul aveți acest blocaj, că nu vă dați seama ce să răspundeți, ce puteți să faceți și vă considerați cumva captivi în această situație, dar puteți să vă liniștiți și așa. Veți găsi în final o soluție pentru a rezolva această situație, să zicem, cu o veste care vă neliniștește, vă aduce cumva neliniștea. Aceasta este talarea pentru această săptămână. Oricum, voi aveți acest magician, aveți mica benefică pe
locul de muncă, sănătate, ceea ce va aduce aspecte benefice și pe sănătate, și lumea în cămin, în familie. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și dacă v-a plăcut, puteți să dați un like, puteți să vă abonați și vă mulțumesc!